Bună seara și bine ați venit la cel de-al doilea webinar din seria 9 de 3 webinarii dedicate programului gratuit de învățare a programării, Scratch. Eu sunt tot Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației Techsoup și a programului Predau Viitor și voi fi moderatorul acestui webinar. Ne-a bucurat foarte mult numărul mare de teme primite. Felicitări pentru munca depusă. Tema este o completare a experienței dumneavoastră de învățare în cadrul acestor cursuri și vă încurajăm să experimentați în această perioadă cât mai mult cu Scratch și să ne puneți cât mai multe întrebări, atât în timpul webinarului, cât și prin formularul pentru temă. Oana, mulțumim încă o dată că ești alături de noi. Când vrei, poți începe. Bună seara! Mulțumesc, Ana! Mă bucur să vă avem din nou aproape. Așa cum zicea și Ana, a fost o plăcere să vedem numărul mare de teme care au venit către noi. Doar o secundă să-mi șiruiesc screen-ul. Ana, îmi poți confirma că poți să-mi vezi ecranul? Totul este în regulă. Perfect! Bun, am reușit să arunc deja o primă privire către temele dumneavoastră și la fel și întrebările. Mă bucur să văd că, în general, nu a prezentat diferențe mari. Sigur, vom rectifica acest aspect pentru următorul task. Glumesc, nu cred că va prezenta provocări prea mari pentru dumneavoastră. Scopul este, sigur, să experimentăm, așa cum zicea și Ana, și să învățăm cât mai mult pe parcursul acestor 3 webinarii. Am primit deja câteva întrebări, am trecut printre toate comentariile și întrebările dumneavoastră. Am selectat 3 care cred că sunt de interes în mod general, cele care sunt strict legate de programul dumneavoastră, de exemplu, nu știu dacă a fost cazul în care instrucțiunea cu lovitul peretelui nu funcționa, deci cumva caracterul principal trecea de pereți. Le voi adresa individual. Bun, putem să începem, de fapt, chiar cu tema, să vă arăt soluțiile mele. Sigur, există, asta e o abordare, nu e neapărat cea mai corectă, poate nici vorbă singura. Bun, după cum știți, jocul era destul de similar cu ceea ce am făcut la webinarul trecut. Mă voi focusa acum pe rezolvarea celor 3 puncte, să zicem. Practic, această programare a caracterului care înțeleg că a dus la anumite confuzii, astfel încât să se mărească și să se micească la final. Ideea de a folosi alte blocuri, pot să vă arăt o altă opțiune și ideea de a adăuga o variabilă. Nu înainte de a trece la temă, la rezultatul efectiv, vreau să mai pomenesc despre labirint. Am înțeles că pentru unele persoane a fost destul de dificil să folosească acel generator. Vă înțeleg și eu am avut nevoie de câteva încercări până să-i dau de cap, deci vă înțeleg. Sigur că era o variantă să-ți construiești efectiv labirintul tău, însă am considerat că nu era neapărat scopul și din acest motiv noi nu am abordat în cadrul webinarului, dar absolut, dacă este mai ușor, dacă este chiar interesant pentru copiii la clasă, este un task pe care puteți să-l dați. Bun, și cu asta trecem la soluția mea de astăzi. Am înțeles ce ați zis legat de mărimea labirintului, am încercat să aleg unul cât mai mic, să generez unul cât mai mic astfel încât să fie potrivit pentru pisica mea, da? Am folosit un labirint triunghiular de data aceasta. Haideți să vă arăt direct codul, probabil că este cel mai interesant sau, de fapt, să mut pisica. Am scos blocul acela în care pur și simplu o pot poziționa la o anumită, da, la o anumită coordonată, doar ca să salvez timp. Așa. Practic, în acest moment, dacă îi dau start, vreau să se ducă către semnul verde, da? Și, practic, în acest moment, i-am setat mărimea astfel încât, practic, e o buclă infinită, astfel încât își mărește mărimea, da? Crește cu 30. Orice ar însemna acest 30, așteaptă câteva secunde și apoi își șomincește. Vedeți că e un efect destul de greu de observat. Acest lucru putem jongla cu numărul de secunde, practic. Dar despre asta era vorba, să vă arăt efectiv ce presupune codul. La început, când dăm start, da, îi voi seta mărimea la 20%, astfel încât, sigur, să revină la mărimea inițială. Iar la final, da, în bucla, dacă atinge personajul întâi, atunci vreau la infinit să-mi ruleze acest bloc, adică să modifice mărimea cu 30, să aștepte o secundă și apoi să o modifice cu minus 30, da? Să fie o variație. Asta era tot. Îmi pare rău dacă v-am confuzat, nu era scopul meu. Bun, aceasta era una dintre probleme pe care v-am dat-o. Cea de-a doua era legată de, doar o secundă, să mergem la temă, da? Putem să folosim alte blocuri și variabila. Bun. După cum vedeți, deja probabil ați observat că avem aici în partea stângă, vreau să vă arăt asta întâi, în partea stângă avem lovit perete 5, da? Practic, pur și simplu, din blocul de date, voi crea o variabilă, da? Îi dau orice nume vreau, așa, a mea se cheamă lovit perete. La începutul programului o setez la 0, da? O inițializez, cum ar veni, iar apoi, în funcția mea, în care verific dacă atinge culoarea, deci dacă atinge peretele, pur și simplu modific valoarea cu 1. Da? Iar la final, de exemplu, în momentul în care îi afișez mesajul de sfârșit, folosesc valoarea acelei variabile, spunându-i, bravo, te-ai lovit doar de 7 ori. Da? Sau, uf, te poți mai repede, te va fi greu să te lovești de 25 de ori. Da? În funcție de cronometru, da? Iar, lăsați-mă să... Nu voi salva. Bun. Vreau să vă arăt și o altă posibilitate de rezolvare folosind alte blocuri. Când mă refeream la alte blocuri, mă gândeam, de exemplu, că programul principal era destul de stufos și mare și că am fi putut, de exemplu, să începem efectiv să spargem acel bloc folosind efectiv blocurile de evenimente, da? Când apăsăm o tastă sau cealaltă, pur și simplu la infinit rulăm anumite, practic rulăm exact aceleași blocuri. Da? Pur și simplu e un program mai modular sub această formă, adică pur și simplu le împărțim programul astfel încât să nu fie greu de digerat, cum s-ar zice. Perfect. Și acum să trec la cele 3 întrebări de care vă spuneam că le-am selectat. Prima dintre ele este dacă există posibilitatea să opresc jocul după ce personajul a parcurs de X ori, 2-3 ori, da? Îmi cer scuze pentru zgomotul de fond, dacă l-auziți. Din nou se pare că calculatorul meu vrea să ia razna. Cred că anumite programe sunt destul de grele pentru el. Bun. Deci dacă există posibilitatea să opresc jocul, cred că putem crea o funcție pe care să o rulăm într-un bloc de repetă de X ori, da? Deci de 2, de 3 ori, de câte ori vrem noi. Dar aș vrea chiar să încerc această soluție și eventual revin cu fie cu o soluție, fie cu o experiență. Propun să vi pomenesc la webinarul următor sau eventual chiar să vi-o trimitem ca și resursă pe care să o puteți folosi. Așa, a doua întrebare este dacă ar fi posibil să realizăm un astfel de joc care funcționează cu 2 jucători și răspunsul este absolut, ar fi chiar interesant să vedem 2 personaje care pornesc poate chiar din locații diferite. Dacă pentru primul personaj, la fel cum ați văzut, în cazul nostru am folosit tastele săgeată sus, jos, stânga, dreapta, pentru celălalt personaj putem să folosim, de exemplu, A, W, S, D, care e, de fapt, o combinație de taste consacrată în materie de jocuri, deci nu e ceva nou pentru copii. Dacă timpul îmi permite, voi încerca să vă trimit chiar și o soluție la această întrebare. Mi se pare foarte interesantă și cred că ar fi foarte, foarte frumos să explorăm posibilitatea. Cea de-a treia întrebare este dacă există o instrucțiune pentru întoarcerea personajului la poziția anterioară, da? În cazul în care se lovește de pereți, să nu precizăm explicit cu cât se modifică X și cu cât se modifică Y, ci pur și simplu să zicem du-te la poziția anterioară. Din ce știu eu, nu putem face asta deocamdată, dar aș vrea să cercetez și să fiu 100% sigură. Așa că revin și cu această întrebare, probabil webinarul următor. Bun. Și cu aceasta putem să trecem la următorul nostru topic. Aș vrea să vă prezint jocul nostru de astăzi. Da? Practic, vom alege în primul rând un decor și 4 caractere. Vom avea un conflict, să zicem așa. Vom avea un personaj principal care se va afla în pericol și un inamic. Personajul principal are o armă care emite foc și care practic îl va apăra. Da? În primul rând, vom programa caracterul principal astfel încât să pară un pic agitat și să fie frică, da, să fie dinamic. Vom programa arma astfel încât să urmărească mouse-ul și să nu se rotească 360 de grade. Veți vedea la ce mă refer. Da? Aș vrea doar să se modifice în anumite direcții doar. Și către final vrem să programăm focul astfel încât să iasă din armă, să aibă aceeași orientare ca și arma. Veți vedea că nu e un lucru neapărat care ne iese din prima. Aș vrea ca focul să se deplaseze către margini și, sigur, dacă atinge marginea, să și dispară din vizorul nostru. Aș vrea să vă arăt, înainte de toate, cum arată rezultatul nostru final. Cred că e foarte interesant ca să puteți să comparați. Da? Bun, deci aici avem personajul nostru principal înfricoșat și avem o baghetă magică. Nu-i foarte înfricoșătoare arma asta, știu, dar scopul nostru este să ne distrăm. Da? Practic, în primul rând, ce face arma lui este să urmărească mouse-ul meu, da? Dacă observați, se orientează doar de la 0 la 90 de grade, iar în momentul în care dau click, se declanșează acest foc, da? Acest fulger, să zicem așa. Bun. Să începem cu crearea acestui prim joc, da? Îl vom adăuga ulterior și dinamicul efectiv, da? Și chiar puțină dinamică în ceea ce privește tot decorul, că pare poate puțin tern așa. Bun. Să o luăm de la capăt, da? Voi șterge acest personaj, iar ca și decor îl voi alege pe același ca să fie mai liniștit, da? Mergem la dinozaurul nostru. Bun. Haideți să-l programăm în primul rând pe el. Îl voi face direct mai mic pentru că mi se pare că are un volum, da? Așa. Am înțeles că v-au dat și bătăi de cap micșorarea. Sper că știți de butonul de micșorare, mărire și foarfeca, da, ca să ștergem, și la fel copierea, da? Duplică. Bun. Îl mutăm în partea stângă și începem. Practic, pentru el, pur și simplu, vrem practic să rămână fix, da? Deci atunci când începem, când dăm click pe start, vrem să fie la un anumit punct, da? O anumită coordonată pe care deja știți, Scratch mi-o pune automat în momentul în care mișc caracterul. Așa, după care aș vrea să-și schimbe costumul, da? Pentru că el are 2 costume aici. Vedeți? Deci îi spun, te rog să treci la costumul următor, iar ca să văd diferența dintre costume, voi adăuga și un timp de câteva secunde. Hai să zicem 0,4 secunde. Sigur, asta facem la infinit. Și începem și să testăm. Încerc să fac mai mare, să fie vizibil. Da? Parcă se mișcă chiar foarte repede, putem să lăsăm mai liniștit. Hai să punem o secundă. 0,7 că e. Așa. 0,7, 0. în regulă. Acum că avem dinozaurul, îl căutăm și bagheta lui magică, arma lui. Sigur, aici puteți chiar să încărcați alte poze, alte arme. Este absolut în regulă. Eu pur și simplu am dorit să folosesc elementele pe care mi le oferă Scratch ca să salvăm timp, dar țineți minte că puteți efectiv să adăugați anumite elemente online. Da? Mut bagheta magică în mâna lui. Haideți să lucrăm un pic și pe fulger, dacă tot suntem aici. În primul rând îl micșorăm mult. Așa. Ne facem chiar o dată. Așa. Și voi merge chiar la costum, pentru că aș vrea să-l orientez, da, în partea așa cu 90 de grade la stânga, ca să fie orientat cumva către inamicul care va veni. Da? Bun. Îl punem acolo deocamdată, nu avem încă treabă cu el. Începem cu bagheta. Da? Bagheta asta e lucru special. Veți vedea de ce. Vom învăța multe tricuri folosind-o ca și exemplu în acest moment. Practic, tot așa, în momentul în care dăm start, da? Vrem la infinit să-și folosească, să meargă la un punct fix. Deci avem blocul nostru de infinit, mergem la mișcare, să-i spunem du-te la punctul acesta, la această coordonată. Da? Iar apoi, după cum vă ziceam, vrem în primul rând să se orienteze către mouse. Da? Deci dacă folosim blocul orientează-te spre cursorul mouse-ului, ce face bagheta noastră? Pot să rotesc 360 de grade, da? Haideți să fac mare ca să fie și mai vizibilă. Pot să rotesc 360, ori asta e periculos pentru dinozauri, s-ar putea răni. Nu vrem asta, da? Ce vrem să facem este să o constrângem, astfel încât să se miște, de exemplu, de la 90 de grade până la 0, da? Sau mai corect spus, de la 0 la 90. Și atunci lucrăm pe acest aspect în acest moment. Ce facem? Folosim două bucle. În primul rând, dacă direcția baghetei este mai mică decât 0, da? Deci dacă trece în partea stângă, vreau să o forțez să se orienteze în sus. Deci să fie acest sus, da? Maximul la care poate să meargă. Cum facem asta? Avem operatorii pe care îi folosim. Deci, practic, de data aceasta voi folosi un operator de mai mic ca să găsesc direcția. Blocul de mișcare îmi oferă această variabilă, să zicem, da? Deci dacă direcția este mai mică decât 0, asigur că n-am niciun spațiu, da? Atunci îi spun, te rog să te orientezi în direcția 0, da? Adică în sus. Și tot de la blocul mișcare folosesc orientează-te în direcția 0. Bun? Haideți să și testăm bucata aceasta. Bun. Deci mă duc la stânga. Chiar dacă mouse-ul meu merge în partea stângă, da, bagheta mea se oprește în sus și asta e tot. În partea dreaptă însă funcționează. Mi se chiar întoarce. Bun. Mai punem un bloc. Cred că ați înțeles ideea. Practic, cel de-al doilea bloc condițional va verifica dacă direcția mea depășește 180 de grade. Da? Mergem la direcție. Deci dacă direcția mea este mai mare de 180 de grade, aici exersăm chiar și matematica copiii, duplicăm acest bloc și direcția mea va fi în jos. Da? Deci, practic, sus. A, știu ce greșesc. Vedeți? Am zis 90 și m-am gândit la 180. Practic, am încercat și cu 180, dar n-a funcționat. Da? Și din acest motiv am fost nevoită să o restrâng la 90. Da? Observați, am făcut o greșeală, dar măcar așa, sub forma asta, observați de ce e nevoie să facem 90 de grade. Da? Acum putem să vedem că oricât mă duc și în jos, oricât mă duc la stânga, bagheta mea este constrânsă între 0 și 90 de grade. Da? Bun. Dacă aveți întrebări, pune aici. Aveam o întrebare referitor la cronometrul din temă, dar dacă poți să ne arăți aici, întrebarea era dacă putem să oprim cronometrul. El mergea în continuu. Nu putem să-l oprim. Este un lucru misterios care mi-a dat și mie multe bătăi de cap, dar este astfel încât, este așa programat încât nu putem să-l oprim. Pur și simplu o continuă. De multe ori am încercat și de asta vă ziceam și data trecută, e chiar dificil să folosești cronometrul de multe ori, mai ales la milimetru, dar nu, la milisecundă nu va funcționa. Și de asta îl folosim așa grosomodo, dar din păcate nu ne putem baza atât de mult pe cât am vrea pe el. Mulțumesc atât deocamdată, așteptăm în continuare întrebări. Bun. Continuăm cu fulgerul atunci. Practic, în momentul în care începem jocul, ce vrem? Nu vrem să vedem fulgerul, dar pentru că cel mai probabil nu vom fi dat click deja automat. Și atunci, în primă fază, pur și simplu îl ascundem. Ascundem fulgerul și apoi, practic, vrem să-l condiționăm ca doar când butonul mouse-ului este apăsat să apară, da? Cum vom face astfel încât să avem mai multe fulgere, vom crea copii ale fulgerelor, da? Bun. Cum facem asta? Iar avem un bloc de infinit sau, de fapt, poate fi infinit, poate fi chiar un bloc de repetă de 10 ori ca să avem cumva un număr limitat de fulgere. Bun, îi spunem dacă... Da? Verificăm aici. Dacă butonul mouse-ului este apăsat, bun, îi spunem creează o copie. Creează o clonă a eu. E același lucru cu a lightning, da? Orice funcționează pe dumneavoastră mai bine. Practic așa creăm câte o instanță a acestui obiect, da? A obiectului fulger. Acum, ca să nu facă clone nesăbuit, da? Vom pune o așteptare, da? Vom pune un bloc de așteaptă câteva secunde sau milisecunde, dar ca să vedeți de ce e necesar, eventual vă arăt întâi ce se întâmplă când nu folosim blocul, da? Bun, deci îi zicem vreau să-mi creez 10 clone. Iar apoi trebuie să-i zicem ce se întâmplă în momentul în care începe fulgerul ca și o clonă. Da? În primul rând, vrem să-l afișăm. El era ascuns, când începe ca și o clonă, înseamnă că a fost apăsat butonul mouse-ului și înseamnă că trebuie să fie vizibil. Bun. După ce îl afișăm, vrem să fie orientat cumva către mouse. Dacă dau click în sus, să nu îmi trimită fulgerul la dreapta. Bun, și atunci, la fel și ca și cu bagheta, la mișcare, îi zicem orientează-te înspre cursorul mouse-ului. Bun, iar apoi, eventual, la infinit, îi spunem să facă câțiva pași, dar să se miște. Hai să-i spunem, modifică X cu 5, nu știu, oricât. Bun. Să testăm ce am făcut aici. Da? Ați văzut prima mea problemă? Am vreo 10 copii dintr-o dată care merg împreună. Bun. Și atunci, cum ziceam, vom pune blocul de așteaptă o secundă, de exemplu. Da? Bun. Acum mă împiedică să mai dau click, de fapt. Ceva nu e în regulă. În primul rând putem să facem mai puțin, așa. Este foarte interesant faptul că voi încerca să fac atunci un bloc de infinit, doar să văd dacă... Opa. Dacă are vreo... Da, văd că sub forma asta nu mă împiedică să am câte frigere vreau eu. Îl lăsăm așa deocamdată. Bun, oprim programul și haideți să vedem. Avem mai multe probleme în acest moment, da? Prima a fost cea cu copiile, pe care am rezolvat-o cu blocul de așteaptă. Practic, pur și simplu le decalăm, crearea clonelor. După aceea, să vedem, dacă observați, indiferent de locul în care înclin bagheta, ele tot pe orizontală se vor deplasa, ceea ce nu este neapărat ceea ce îmi doresc. Da? Și nu în ultimul rând, ele nu dispar în momentul în care ajung la margine. Le vedem aici. Da? Să le rezolvăm, deci, una câte una. Am rezolvat treaba cu copiile, dar faptul că săgețile se deplasează pe orizontal are legătură, de fapt, cu direcția. Da? Și dacă vă amintiți, am avut aceeași problemă și cu bagheta. Da? A fost nevoie să constrângem bagheta să se orienteze doar pe o anumită direcție. Și atunci putem să folosim același mecanism și aici, da? Poate putem chiar să... Hai să mai facem încă o dată, pentru că bănuiesc că e destul de dificil. Deci, bun, verific. Prima dată verificăm bucata respectivă. Deci, dacă direcția mea va fi mai mică decât 0, da? Ce facem? Îi zice, orientează-te în sus. Bun. La fel, dacă, așa, dacă direcția mea va fi mai mare decât 90 de grade, clonez acest bloc. Și clonez din nou acest bloc. Vreau să se orienteze în direcția de 90 de grade. Bun. Să vedem. Nu face ceea ce îmi doresc. Bun. În primul rând, aș vrea și să modific încă un lucru înainte de orice. Practic, acest fulger se modifică în jurul axei ei. Da? Adică, ce vreau să spun este că dacă observați, în momentul în care îi dăm start, el începe cumva de la mijlocul pachetei, dar nu din vârful pachetei. Ei bine, ca să verificăm să rezolvăm această problemă, pur și simplu putem să mișcăm. Cred că e greu de văzut, dar veți observa în momentul în care lucrați cu obiecte că la costume aveți un punct în mijlocul paginii, care cumva pentru Scratch este efectiv, acela este 0 al axei sale. Da? Atunci putem în primul rând să mișcăm fulgerul către dreapta. Vom face același lucru de fapt și cu bagheta în curând. Veți vedea. Bun, să încercăm atunci. E puțin mai... Da, bun. Perfect. Cel puțin săgețile mele, dacă observați, se orientează corect. Da? Dacă apăs în sus, vârful e în sus. Dacă dau la dreapta, vârful e în dreapta. Asta e ceea ce voiam să rezolv cu această direcție. Da? Deci același mecanism ca și la pachetă, armă, cum să-i spuneți, îl folosim și pentru fulgere. Acum, sigur că aș vrea de fiecare dată când lansez în fulger să meargă în direcția în care l-am lansat. Și ce facem greșit în acest moment este faptul că folosim blocul de modifică X. Da? Știe cineva ce alt bloc am putea să folosim care să ne ajute să păstrăm direcția? Așteptăm câteva secunde, sigur. Până una alta, ultimul nostru task în acest prim exercițiu este practic să ștergem copia fulgerului dacă atinge marginea. Da? Și pentru asta pur și simplu vom mai adăuga un bloc de control, un bloc de dacă. Detecție. Dacă atinge marginea, atunci poți șterge clona. Da? Pur și simplu. Da? Observați că nu mai rămân acolo apățate. Bun, știe cineva? Dacă poți repeta încă o dată întrebarea, cred că ar fi... Sigur. Deci, practic, problema, ultima noastră problemă la această primă problemă, mă rog, acest prim exercițiu, este faptul că în momentul în care lansez fulgerul, dacă vreau să meargă în sus, el este orientat în sus, însă nu merge pe direcția corectă. Da? Dacă îl lansez în sus, eu aș vrea să meargă în sus. Momentan, da. Am un răspuns, orientează în direcția baghetă? Nu avem opțiunea asta, din păcate. Da, pot doar să folosesc asta. Vă dau un hint, este în mișcare. Cu mișcare avem de lucru, da? Problema este blocul ăsta ultimul. Îl scoatem pe ăsta și avem și acest înaintează, da? Acest înaintează e mai puternic decât credeam. Da? Uitați cum deja am și lucrează. Îi zicem, hai să zicem, înaintează 5 pași, dar începe la 0. Da? Înțelegeți ce voiam să fac? Acum... Bine, că sunt cam depărtate acum, sunt cam depărtate fulgerele mele, dar vom fixa asta făcând următorul lucru. Pur și simplu îi voi da afișează aici, da? Practic, fulgerul meu e aici în momentul acesta. Ei bine, pot pur și simplu să-l mut către baghetă, da? Și bagheta va trebui să mai stilizez, dar practic o pun cât mai aproape pe baghetă. Hai să vedem. Da? Și poate chiar mai mult pentru că, de fapt, fulgerul meu și-a schimbat, da? 0,0 axele lui. Așa. Bun. E mai realistic, să zicem. Bun. Asta e prima parte. Să scap de acest bloc care este în plus. Bun, oprim și vreau să vă arăt sigur și ce urmează. Bun, să zicem. Perfect. Bun. Să vedem ce urmează. Practic, partea a doua este să adăugăm un inamic. Deocamdată ne luptăm cu nimeni, da? Vrem să creăm diferite clone și ale inamicului, da? Să avem nu doar un singur personaj împotriva căruia luptăm, ci chiar mai multe. Pentru asta, la fel ca și în cazul fulgerului, vom crea mai multe clone. Îl vom ataca cu bagheta noastră magică, da, cu fulgerele. Și, bineînțeles, dacă fulgerele ating inamicii, inamicii mor. Da? Bun. Trecem la treabă. Folosim un nou personaj. Hai să folosim gândacul nostru. Dragul nostru gândac, vrem să-l facem mai mic în primul și în primul rând. Da. Și începem să-l programăm. Ce vrem să facem cu acest gândac? Practic, la fel ca și în cazul fulgerelor, nu vrem să apară din prima. Vrem să fie puțin ascuns în prima fază și să apară ulterior. Da? Ca să facem asta, mergem la aspect, îl ascundem și apoi, din nou, creăm vreo 10 copii, să zicem. Așa. Îi vom spune îndată unde să meargă. Deci vrem să creez o clonă. Pentru că am vrea, de exemplu, să ocupe un anumit spațiu. Da, adică... De exemplu, ar fi chiar monoton să vină gândacul din aceeași poziție tot timpul. Ar fi previzibil și n-ar fi interesant. Ca să nu mai zicem că n-ar fi în regulă și pentru el, n-ar fi deloc parțial. Și atunci, pur și simplu, îi vom defini să apară aleatoriu în acest perimetru, de exemplu. Da? Ca să fac asta, de obicei, pur și simplu mă uit la coordonatele lui X, da? Și Y. Bun, avem și un bloc. Avem acest bloc de du-te la X și Y, dar du-te la o anumită coordonată, dar ca să o facem aleatorie, avem și blocul, avem un operator, da? Alegi un număr aleatoriu. Să fac un pic mai mic ca să fie mai vizibil. Oricum, cred că știți de bloc, e foarte util. Hai să vedem. De exemplu, X ar putea să apară între, hai să zicem, 0 și 240. Da? 0 și 240, iar Y între minus 60 și minus 85 până la 180. Perfect. Și creăm clone, practic 10 clone voi crea, care vor veni din acest perimetru, de oriunde din acest perimetru. Bun. Să-i spunem și ce se face în momentul în care începe ca și o clonă, da? Când devine o instanță, vrem să se afișeze în primul rând. Da. Iar apoi la infinit îmi vrea să se orienteze, în primul rând, să se deplaseze către dinozaurul nostru. Bun. Cum facem asta? Avem și un bloc de infinit, dar înainte putem chiar să-l orientăm. Da, orientează-te înspre dinozaur. Da. La infinit îi zicem înaintează 5 pași. Să zicem așa. Să vedem ce am făcut. Bun. Am observat că funcționează. Probabil că 5 pași sunt foarte mulți. Eu sunt foarte rapizi când acei mei. Da? Avem din nou problema cu 10 clone, da? Ați observat că se creează toate clonele deodată, deci din nou punem un bloc de așteaptă și ca să facem și mai interesant, să nu fie previzibil, putem să punem un număr aleatoriu de între 1 și 3 secunde. Da? Hai să verificăm bucata asta. Mi-a apărut gândacul, mi-a apărut al doilea. Perfect. Bun. Perfect. Ce mai vreau? Orientarea lui este bună, dar se orientează către dinozaur. Ce mai avem de făcut? Vrem să verificăm dacă îl atinge fulgerul. Da? Cum facem asta? Pur și simplu avem un bloc condițional în care verificăm, da, la detecție, dacă atinge lightning, da, ce vom face? Ștergem clona, pur și simplu. Ștergem instanța pe care tocmai am creat-o. Da? Să vedem dacă funcționează. Bun, funcționează. Mă orientez către el. Un fulger chiar a făcut 2 victime. Perfect. Sigur, e o implementare simplistă, dar putem să o complicăm sub diferite forme. Fie mărim spațiul din care vin amicii, da, poate să vină pe toată planșa, pe tot decorul nostru, pot să aibă o viteză mult mai mare, pot să aibă un număr de vieți, da, poate fiecare clonă să aibă 3 vieți și asta înseamnă că va fi nevoie de 3 fulgere sau de 3 fulgere chiar să-l omorâm. Asta e doar o primă implementare care să vă inspire, da? Care să vă dea o idee. Acum, mai avem o problemă pe care vrem să o rezolvăm la acest capitol, pentru că s-ar putea, de exemplu, ca, nu știu, să nu reușim să atacăm inamicii și să vină să se apropie de dinozaurul nostru, da? Care e acum în pericol. Nu e în regulă să nu câștige și inamicii, da? Și atunci ar trebui să verificăm ce se întâmplă dacă cumva gândacii noștri ating dinozaurul, să se întâmple ceva, da? Haideți să facem și asta. Mai punem un bloc de dacă, în care, de exemplu, deci zicem dacă atinge dinozaurul, ce aș vrea să se întâmple este să-i transmită un mesaj. Știți despre mesaje, cel mai probabil. Practic, pur și simplu este o formă de a comunica cu un alt personaj, da? Putem să-i zicem atins de gândaci. Ok. Practic, dacă atinge gândacul dinozaurului, îi transmit un mesaj acestuia cu numele atins de gândaci. Poate să fie orice, da? Ei bine, la celălalt capăt al firului, când dinozaurul primește acest mesaj, ce face el? Putem să facem un lucru, de exemplu, putea să zic că ajutor, nu vreau să mor. Da? Ne imploră să-l salvăm. Da? Hai să vedem. Unde vin gândacii? Să lăsăm să ne atace. Da? După cum vedeți, sigur, asta e din nou o implementare foarte rudimentară, prin o implementare să vă dea idei. Ce putem face mai departe aici este, de exemplu, și veți vedea chiar la temă, dinozaurul nostru va avea anumite vieți, deci dacă este atacat deja de 3, sau atacat, atins de 3 gândaci, să rămână. Da? Și să nu uităm să omorâm și clonele gândacilor. Da? Bun. La final. Să vedem dacă funcționează. Cred că nu s-a primit gândaci. Probabil că nu e o bună idee acest tip de clonă. Încercăm, bun. Da, știu de ce greșesc. În regulă. Deci, practic, ce vreau să-i spun din nou este să șterg această clonă. Ce pot să fac ca să fie chiar mai eficient? În loc să-i spun dacă atinge lightning, îi voi spune dacă ating lightning, da, dacă ating fulgerul sau marginea, atunci vreau să șterg această clonă. Da? Tot la butonul de atinge avem și opțiunea de margine. În regulă. Să vedem acum. Da, va ajunge la margine și se evaporă, da? Dispare. Și acesta este ceea ce ne-am dorit. Perfect. Mai facem o tură de întrebări dacă este ceva neclar până acum. Poți să ne dai o posibilă soluție dacă nu avem mouse la școală? Cum putem să rezolvăm joculețul? Întrebare foarte bună. Nu m-am gândit la acest lucru. Sincer, voiam foarte mult să fac un joculeț în care folosim camerele video. Practic, să luăm gesturile mâinilor, de exemplu, pe care să le folosim într-un anumit joc, dar pentru asta aveam nevoie de camere și mă gândeam să vă întreb întâi dacă cumva e cazul, dacă aveți la școală. Asta e întrebarea pe care, Ana, aș vrea chiar să o adresăm ca să știm pe viitor dacă putem să facem un astfel de lucru. În loc de mouse, ce am putea să folosim? Hai să vedem ce opțiune oferă domnii de la... Să scoatem blocul acesta. Nu putem să-l orientăm decât spre alte obiecte. Mă gândesc și revin la această întrebare, eventual, probabil în momentul în care le trimitem toate detaliile despre teme. În regulă, Ana? Perfect, găsim noi o soluție. Mai avem o întrebare. Găsim o soluție. Da, te rog. Dacă gândacul se poate feri de fulger? Sigur, dar trebuie să-l programăm să se ferească de fulger. E un probabil exercițiu foarte bun pe care îl putem face cu copiii la clasă, ca să fie un joc cu două personaje. Cel mai simplu lucru la care mă pot gândi e efectiv să începem să programăm tastele, nu știu, fie săgețile, fie A, S, D, W, da? În care un copil să încerce să atace gândacul, iar un alt copil să manipuleze gândacul astfel încât să se ferească. Și din nou, așa cum ziceam, putem să le dăm vieți gândacilor. Și atunci ar putea, de exemplu, foarte bine în momentul în care un fulger îl atinge, să ricoșeze. Să ricoșeze într-un alt punct, la o altă coordonată. Și dacă are 3 vieți, atunci poate că are mai multe șanse de supraviețuire, să zicem. Mulțumesc, nu mai avem întrebări deocamdată. Ok. Îmi notez aceste probleme. Bun. Să trecem la a treia bucată, care e una care pur și simplu își dorește să facă un decor mai dinamic, prin adăugarea de câțiva nori, astfel încât să fie mai puțin plictisitor. Da? Ce înțeleg prin asta? Pur și simplu, din biblioteca noastră de personaje avem câteva opțiuni de nori gata oferite, să zicem. Da, haideți să vă arăt de fapt întâi. Salvez. Știți ce? Voi deschide direct în browser, probabil că este mai sigur. Bun, dacă creez. Ce vreau să fac este să pur și simplu determin norii să se miște pe deasupra, astfel încât să ne dea o... Bun. Momentan salvează modificările, îmi repornește proiectul. Practic vreau să se miște norii de la stânga la dreapta, cu o viteză diferită, eventual, astfel încât să fie mai dinamic. Acest lucru de obicei ne poate ajuta să dăm impresia aceea de decor care se schimbă, care se modifică. De data aceasta folosim norii, dar ar putea la fel de bine să fie, nu știu, o pădure, ar putea să fie... Da? Observați norii că se deplasează deasupra, ar putea să fie clădiri, în funcție de ceea ce facem, poate să fie diferit. Da? Bun. Să ne întoarcem să vă arăt cum facem acest lucru. Încarc cei 2 nori. În primul rând, pur și simplu, în momentul în care dăm start, da? Vrem să se ducă la un anumit punct, la o anumită coordonată. Vom folosi din nou acest dute la X și Y. X-ul nostru voi vrea să fie undeva în partea asta dreaptă, da? Ca să vină cumva de nicăieri, cum s-ar zice. Și atunci pentru asta, pentru că ultima mea coordonată este 240, îi voi zice, te rog să vii de la 250, da? El de fapt știe, se ascunde în spate. Iar pentru Y putem să punem un număr aleatoriu, de exemplu în acest range, da? În această limită, de aici până sus, să zicem, da? Ca să nu fie foarte jos, să nu apară nori chiar de oriunde. Și atunci, ca să fac asta, mă uit, de exemplu, Y are valoarea 55 și până la 180. 180. Bun. Voi face asta la infinit sau nu? Hai să vedem. de fapt la infinit să meargă la un punct în spațiu și vrem să meargă în partea stângă, da? Deci se va deplasa la stânga. Asta înseamnă că îi vom modifica viteza lui, mă rog, îi vom modifica valoarea lui X. Bun. Ca să fac, ca să-i modific valoarea lui X, mă voi uita la lungimea ecranului meu, da? X merge de la 240 până la minus 240, adică în total 480 ca valoare absolută. Dacă vreau, de exemplu, ca X să se deplaseze cu 1 sau 2, da? Ca să nu fie foarte repede, atunci asta înseamnă că îi voi zice: te rog să te deplasezi de 240 de ori. O să vedem dacă funcționează. Da? El merge încet. Bun. Blocurile sunt aceleași pentru ambele personaje. Putem să le modificăm viteza pur și simplu. După cum ați văzut, am făcut duplică la acest bloc și pot să mă duc să dau click pe obiectul pe care vreau să îl folosesc. I-am dat, în acest caz, pe cloud, pe nord, da? Hai să zicem, se va mișca chiar mai încet și atunci îi zicem 480 și să-și modifice X-ul cu minus 1, astfel încât să meargă de la un capăt la celălalt, da? Bun. Dacă observați, mai am o singură problemă, faptul că orice obiect apare, de fapt norii sunt cei care sunt cei mai în față, da? Să vă închipuiți că avem aici diferite cumva straturi, da? Și atunci, ca să trimitem norii în ultimul strat, da? Putem să facem asta prin setarea, avem o setare aici, la aspect, du-te înapoi X straturi, da? Atunci putem să începem chiar cu acest lucru și să-i zicem du-te înapoi, nu știu, cred că 5 straturi ne sunt suficiente. Bun, facem la ambele acest lucru, astfel încât orice alte obiecte vin să fie deasupra, da? Observați acum fulgerul nostru trece, da? Peste noi. Perfect. Bun. Acum, să vă explic și tema, pentru că mai avem puțin și trecem. Sigur, dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați liniștit. Bun. Dacă nu, tema de casă vă roagă să creați un joc similar cu acesta. Sigur, vă alegeți personajul nostru, cum ziceam, dacă doriți să adăugați anumite arme, liniștit puteți să folosiți obiecte, imagini de pe internet, da? La fel, cum pomeneam ca și alternativă în webinar mai devreme, aș vrea ca de data asta personajul nostru principal să aibă 3 vieți. De fiecare dată când îl atinge un gândac, un inamic, da? Să-și piardă câte una. După aceea, aș vrea să numărați câte focuri de armă au fost necesare pentru a omorâ inamicii. Deci ținem cont de câte ori facem click, da? Și opțional aș vrea să vă jucați cu felul în care mărim dificultatea jocului, da? Cum ziceam, fie puteți crește viteza, puteți să schimbați poziția de pe ecranul în care apar, ar putea să aibă mai multe vieți fiecare inamic. Aici vă las să fiți creativi, depinde de dumneavoastră. Sky is the limit, da? Mergeți cât de departe puteți, jucați-vă, chiar dacă nu vă iese, scopul este să fie încercat. Și cu ocazia asta puteți chiar să-mi adresați orice întrebări legate de lucrurile care nu au funcționat. Mulțumim. Și cu asta, Ana, îți dau cuvântul, da. Mulțumim. Dacă mai aveți întrebări, le așteptăm și pe contact@predauviitor. Oricum, o să revenim după această temă și cu feedback-urile Oanei pe tema 1 și pe tema 2. Toți cei care v-ați făcut tema conștiincios, o să primiți un feedback pe temă și răspunsuri la întrebările noastre. Cred că putem să terminăm acum, Oana. Mulțumim mult! pentru și eu mulțumesc. Încă un webinar. Vă doresc o seară bună și mult, mult spor la teme. De data aceasta veți avea un pic mai mult timp, așa că sper să fie binevenit. Mulțumim! Revenim în zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Oanei, înregistrarea webinarului și tema obligatorie. Ca de obicei, mă grăbesc să închid webinarul pentru ca formularul acela de feedback să vă apară în câteva secunde. Mulțumesc! La revedere!